așa se întâmplă la festivaluri câteodată. Trăim într-o lume grăbită, tehnologizată, solicitantă. Ei bine, indicat este ca din când în când să ne oprim și să ne dăruim un moment de pace, de emoție autentică, de vibrație naturală, pentru a ne conecta cu noi înșine. Un astfel de moment vă oferim în această seară. În aplauzele dumneavoastră, Corina Sârghi și Andrei Petrache. Numele meu este Corina Sârghi și aici, alături de mine, l-am pe Andrei Petrache, un pianist virtuos, ca să ne și complimentăm așa un pic pe scenă. Iar în seara asta vă invităm la un traseu muzical destul de pestriț. Avem romanțe, câteva piese din Dobrogea, câteva piese de jazz românesc și cred eu că cam asta e. O să începem cu o romanță. Cine mi te-a scos în cale? Vreau din flori să fac mătase.
stea, cine mi te-a dus departe? Mulțumim. În continuare o să cântăm ceva din Dobrogea, care se numește Dunăre pe apa ta. Thank you.
A fost Dunăre pe apa ta, o piesă de pe pământul pe care m-am născut și urmează, cred eu, că urmează Afară-i frumos și eu mă simt bine, cum probabil ne simțim cu toții acum. Sau dacă nu, încurajăm. Nimic altceva, hai du-mă la plimbare.
simt bine, îmi convine ziua și ora-mi convine. Mă așteaptă afară, orașul meu să-l străbat. Femei frumoase te fac să te simți minunat. Mulțumim! Asta a fost plimbarea. Iar în continuare o să staționăm un pic pe piesa Auzi Bade Ionică cum mai cânt o turturică. Și este tot din Dobrogea. A, mulțumesc!
Mulțumim. Acum o să cântăm ceva mai vesel și anume, mă rog, tot cu niz de tristețe, dacă e să vă întrebați pe mine, dar măcar e pe un ritm mai vesel. Cum e oare, cum e oare, cum arată dragostea? Despre taina ta, dragoste.
Cum e oare? Cum e oare? Cum arată? Dragostea. Cum e oare, cum e oare, cum arată dragostea? Este un vifor sau o boare, e un cântec, cum e ea? Valul mare înspumat, gingaș m-a îmbrățișat. Mi-a furat sărutul vântul, doar de dragoste n-am dat. Cine ești? Cine ești? Despre toate știu ceva, dar nimic despre taina ta. Dragoste, dragoste, te-aș ruga să ieși în drumul meu, ca să nu mă mai întreb mereu. Cum e oare, cum e oare, cum arată dragostea? Este un vifor sau o boare, e un cântec, cum e ea? Mi-a furat sărutul vântul, doar de dragoste n-am dat. Cine ești? Cine ești? Despre toate știu azi ceva, dar nimic despre taina ta. Dragoste, dragoste, te-aș ruga să ieși în drumul meu, ca să nu mă mai întreb mereu. Mulțumim! Următoarea piesă se numește Când ai plecat, priveai senin. Când ai plecat, priveai senin, spunându-mi revin, dar între noi plutea un gând șoptindu-mi, nici când. Ți-am dat trei despărțirea, cum de n-am simțit dezamăgirea. Citesc scrisoarea ta și aud în acest ceas alt glas. E glasul tău șoptindu-mi lin, refrenul revin. Mereu.
ai plecat, priveai senin, spunându-mi revin, revin. Dar între noi plutea un gând, șoptindu-mi, nici când, nici când, nici când. Ți-am dat trei trandafiri târzii, cerându-ți să-mi scrii, să-mi scrii. Tu ascultai același gând, șoptindu-ți, nici când, nici când, nici când. Glasul rostind despărțirea, cum de n-am simțit dezamăgirea. Citesc scrisoarea ta și aud în acest ceas alt glas. E glasul tău șoptindu-mi limb, refrenul revin, revin. Mulțumim. Pentru că am experimentat aseară cu pianistul Andrei Petrache senzații noi și anume inimă nu fi de piatră, o să le încerc și în seara asta. Inimă nu fi de piatră.